pe 15 septembrie de dimineață am avut un vis. Se zicea că eram în adunare și deodată, așa cum dormeam, a venit puterea lui Dumnezeu peste mine. Eram și într-o zi de post. Și se făcea că s-a dat o lucrare pentru țară. În fine, eu nu am lucrat pentru țară. Foarte rar când se întâmplă lucrul ăsta, dar am ținut minte ceea ce am visat. Se zicea că eram la rugăciune, eram la evangelizare și deodată a venit lucrare pentru România. Zicea că la conducerea țării venise un președinte nou, era un băiat tânăr, așa de vârsta noastră, poate chiar mai tânăr, un pic puns așa grizonat. Eram pe genunchi și el spunea, eu nu am experiență să conduc o astfel de țară. Eu nu știu să conduc, nu am experiență în domeniu, ce o să fac? Și Domnul a zis în prorocie, spune că nu prin puterea lui, ci prin înțelepciunea mea va conduce România, să fie credincios Domnului și să se roage. Și unde nu știe să-L întreb pe Dumnezeu și să-L ceară în ajutor și Dumnezeu să-L ajute. Și avea ca soție, ca împărăteasă, o fată foarte tânără, părea mai degrabă un copil, așa blondă, șaten, părul așa pus în scări, într-o rochie mov, foarte frumoasă, o rochie ușoară de vară, era pe genunchi, ea plângea, se uita la mâinile ei și spunea, Doamne, de niciodată nu mi-am dorit așa ceva, eu n-am experiență să conduc un popor, nu am studii. Și Duhul Sfânt îmi spunea, zice, ba da, are facultate și are liceu, de așa spune ea. Și spunea, ce o să fac? Și Domnul a spus în lucrare că nu prin, să-i spun, că nu prin înțelepciunea ei, ci prin înțelepciunea lui Dumnezeu va conduce, va ajuta la guvernare. Și unde sunt probleme, unde nu știe să postească, să se roage, și la fel ca și soțul ei, se ceară pe Domnul în ajutor și Dumnezeu o să-i dea soluții și rezolvare. Slăvit să fie Domnul. Până a făcut lucrare pentru România și a zis Domnul, spune poporului român, la toți care suntem aici, să se pocăiască, să se întoarcă cu fața către și cu toată inima și eu voi binecuvânta România. A zis Domnul, am să suplimentez paza la granițele țării și dacă e nevoie să aduc cete de îngeri noi peste cei existenți și o să protejez țara asta. Dar dacă nu se vor întoarce, a zis Domnul, eu am să trec țara asta printr-un cuptor încins de fier. Și dacă tot nu se vor întoarce, am pregătit un mare, va veni un mare cutremur de pământ, cum n-a fost de când e România ca țară pe hartă. Când a fost lucrare pentru popor, pentru poporul român, cu că Dumnezeu va aduce după aceea un mare cutremur de pământ, pe unii dintre noi se vorbesc acum de pocăiți. Erau mai degrabă așa ca niște copii, oricum erau foarte tineri. I-a bușit și râsul. Și au început să vocifereze, spuneau cu voce, dar nu mai termină, stăm o dată cu prorocia lui. Adineaura, cuptor încins, acum cu tremur de pământ, hai bă, gata, ce e asta, știi? Și Domnul atunci mi-a vorbit mie și a zis, nu te uita la ei. Uită-te la unii și fii atent ce spun în continuare. Dacă nu se vor pocăi, eu voi împlini ceea ce am spus în dimineața asta, iar ei vor fi martori și nu vor avea scuze că n-au știut și n-au auzit. Și a zis Domnul, mai stai un pic, că vreau să-ți mai rău ceva pentru România, pentru țară. Și a zis, uite-te pe cer. A zis, eu mai am ceva pregătit pentru România care ei nu știu. Și atunci am văzut că erau ca niște bășici, niște baloane din cauciuc și de mărimea unei case. Veneau ca o ploaie de meteoriți, multe de tot. Veneau peste România. Ce erau în el? Erau bijuterii din aur și din argint. Erau case, mașini, erau bani, erau haine, era mâncare, alimente. Și tratament. Și a zis Domnul, eu așa am să binecuntez țara asta dacă se va întoarce poporul român la mine cum nu am binecuntat-o niciodată. Și în momentul ăla m-am trezit. Amin.